Bună, eu sunt Mirela. Și eu sunt Ea, împreună suntem Meet Influencer. Vorbim mai departe despre lumea modeling. Bine ai venit, te rog să te prezinți. Bine v-am găsit, eu mă numesc Cătălina Dângă și sunt model de aproximativ un an. Ești la ce vârstă? De 14 ani și împlinesc 15 la anul. La anul. Ce înălțime? 1,70. Nu ești cumva curioasă să știi de ce te-am invitat? Da. Da? Da. Că așa ai răspuns imediat, am vorbit cu Raluca Andrei, i-am spus că vreau o manechină, că vrem manechină invitat și imediat a rezolvat problema. Tu porți o roche, de cine ai făcută? Această roche este creată de către Anca Manea, este un designer renumit și face niște rochii spectaculoase, după părerea mea. Da? Este pe mărimea mea și chiar am prezentat-o ieri la Soiere de la Mod, cred că 36, de Alin Gălățescu. Designul nu s-a putut prezenta, doar că am fost... Chiar e am fost Oradea, onorată. Nu? Da. Anca Manea. Da, și am fost onorată să pot să prezint o asemenea rochie. De aceea te-am invitat. Pentru că noi avem emisiunea asta de lifestyle și în general vorbim despre frumusețe, întreținere. Invitații noștri vin din zona de beauty. Am avut aici hairstyliști, am avut medici, am avut oameni care se ocupă cu tatuajele, cu scosul tatuajelor. Deci avem tot felul de teme, dar cred că rubrica sau genul meu de invitat preferat este așa cum este asta, să fie modele în studio. Eu lucrez de o viață cu modelele și consider că un designer cum e Anca Manea și din Oradea și ea vrea să facă o prezentare de modă, trebuie să vadă undeva un model. Decât să intri pe o agenție, nu știi care sunt la, sau care mai sunt acum agențiile bune la ora asta, dacă vezi un model așa, uite, ești naturală, ai 14 ani, ești șatenă cu ochii albaștri, gata, și-a găsit un model pentru colecție. Deci designerii trebuie să vă vadă pe voi. Că eu am zis că lucrez cu modelele de-o viață, dar și cu designerii. Deci trebuie să știți unii de alții, pentru că aveți nevoie unii de alții, pentru că la noi în țară se face modă și avem și cele mai frumoase fete din lume. Ce părere ai, ce dezvoltă este pentru vârsta ei? Ești model de un an? Da. Și cum ai început? Deci ești așa dezvoltă azi? Băi... Acum un an, nu știam nimic despre modă, nu... eu făceam sport, făceam handbal și la un moment dat mama mea a venit la mine și mi-a spus că te duci la un concurs de Miss. Concursul de Miss a fost organizat de către Raluca Andrei. Ah, am fost în juriu. Da. Ce ne-am mai certat la... Deci am fost foarte mulți în juriu, fiecare cu felia lui, da? Era Romaniță, era Dana Săvâică, era Gălățescu. Deci eram 20 de jurați. Fiecare pe specialitatea lui. Și nu că ne-am certat, că ne-am ciondănit. Păi. Vezi de dansul tău, vezi de coreografia ta, vezi de părul tău, vezi așa, te zic la Raluca. Dar tot așa. Noi ne-am regăsit acolo, lucrăm de o viață împreună, dar voi erați vreo 60 și... În niciun concurs, să știi, în niciun concurs din lume nu are cum să fie 60 de concurenți și 60 de premii. Deci întotdeauna există locul 1, 2 și 3, există niște categorii, best face la model, best eyes, dar nu e ușor. Da? Fiecare se înscrie într-un concurs, fiecare copil se înscrie, sau fiecare om atunci când se înscrie într-un concurs, se înscrie ca să câștige. Acum ar fi la Olimpiadă să fie toți olimpici câștigători. Sunt olimpici că au ajuns acolo, dar campionii sunt doar 3 pe categorie. Deci a fost viziunea mamei tale să încep să te ocupi de modeling? Da, i-a găsit prin anumite cunoștințe, a auzit despre acest concurs. Și eu nu știam nimic, am ajuns acolo, nu am urcat niciodată pe scenă. Câți ani aveai? Mea, 13 ani. Da. Și a luat Miss Elegance. Da, am luat primul Miss Elegance, dat de către Romanița Iovan. Și nu mă așteptam să primesc nimic. Mă așteptam să plec acasă cu premiul de participare. Cu diploma de participare. Diploma de participare. Și când mi-am auzit numele,
m-am simțit foarte bine și m-am dus pe scenă și nu m-am mai simțit niciodată așa. Ai plâns? Da, în spate când am coborât chiar am plâns, da, de emoții și chiar am copleșită de emoții și de tot ce s-a întâmplat și nu mă așteptam să plec acasă cu un premiu. Ai știut să mergi? De unde ai știut să mergi? De mers, nu știu cât de bine am mers, deoarece eu nu făcusem niciodată asta, niciodată nu am mers. Adică mai mergeam pe tocuri când eram mică, pe tocurile mamei, doar că niciodată nu am avut ocazia să merg în fața oamenilor sau să merg într-un anume fel. Iar atunci când a venit timpul pentru premiul de Best Catwalk, eu am fost aleasă primele 5 de către Dana Săvuică. Când v-a fugărit acolo, v-a da, pus da, să da, repetați până când da, ales. Da, și ne-am pus să mergem iar și nu am primit acel premiu. Premiu, doar că m-am simțit bine că am fost chemată și că am fost văzută. Ai fost în alea 5 finaliste. Da. Unde beți și la ce școală ești? Sunt la Colegiul Economic Nicolae Crețulescu, sunt clasa aici în București, când întrebam unde mă referam, în ce oraș. Da, în București. Deci în București. Da. Și... Da, noua. Da. Deci, da, la 15 ani. Cu ce se ocupă părinții tăi? Are o atitudine cu totul aparte, dacă o vezi. Noi tot invităm modele, are o atitudine cu totul și cu totul aparte. Are ceva smerenie, pe care, dar și o anumită cunoștință, o anumită self-awareness, conștiință de sine aparte. Ce fac părinții tăi? Cu ce se ocupă? Ai frați? Da, am un frate mai mare. Și tatăl meu se ocupă, are o firmă de pantofi, iar mama mea este profesoară de sport. Păi, să știi că asta cam merg la pachet. Când ești într-o familie de sportivi, chestia asta este alter ego deja. Da. Ești tu cea care ești acasă, ești tu cea care ești pe terenul de sport, ești tu cea care ești la școală. Ele cam merg mână în mână astăzi. Se simte. Cu cât e mai mare fratele tău? Cu 7 ani. Este greu poveste. Să ai... Asta deci se vede. Este greu să ai o soră așa frumoasă. Are 3 părinți, nu are 2, înțelegi? E ocupat rău. Deci... Chiar da. Da. Are o soră foarte frumoasă și el e frumos? Seamănă cu mine. Înălțime? 1,80. Uh-huh. Da. Și e tot așa clar. Are ochi albaștri? Da. Tot așa zâmbetul ăsta frumos? Da. Și e model? Nu. Dar ce face? Lucrez la firma tatălui meu. Ah, ok. Băia bun. Tu opuseai să citești cărți când erai mică? Da, doar că mereu preferam să ascult audiobooks. Îmi plăcea să le aud în loc să le citesc. Se vede care vocabular este mult peste vârstă. Deci par din vârsta și din generația lor tăi. Atâta doar că generația lor tăi poate n-ar fi avut dezinvoltura asta pentru că erau rușinoși așa, dar ești din generația lor tăi pentru că la vârsta asta, deci noi avem modele și la alte vârste cu care nu suntem în stare să legăm două. Cu toată lumea aducem o conversație până la capăt, dar nu la modul ăsta. Felicitări! Mulțumesc. Eu mereu le-am povestit modelelor că atunci când ești la un concurs și nu mă plictisesc niciodată să spun asta pentru că informația trebuie să ajungă acolo unde trebuie mereu. Să zicem că e Miss Univers, cel mai mare concurs, sau Miss World, da? Și din 200 de modele așa, mise din toată lumea, se fac preselecții și tot așa, rămân 50-20 și la final sunt 5 prințese. Și sunt toate frumoase și nu știi pe care să o alegi. Ce face juriu? Pune o întrebare ca să vadă ce au fetele și în cap și ce răspunsuri dau. Unele au umor, că așa a câștigat aici Valerei. Da. A fost beton și haioasă. Da. Normal, a luat detașat. Deși poate aia din Venezuela era mai frumoasă. Da. Așa a fost să fie. E foarte important că asculți audiobooks. Foarte important. E o aplicație acum nouă, se numește Voxa, nu? Parcă am văzut când la Săvuică la prezentare. Da. Foarte bună, românească. Cu siguranță și Raluca a văzut chestia asta la tine. Că a simțit Raluca. Da, deci, da, nici nu intră în discuție. Așa, și a venit mama și ți-a zis, tu te duci la concursul ăsta, tu nu mersesești prea mult pe tocuri, dar ți-a luat fița la tine cât te-ai priceput, nu? Te-ai mai uitat, te-ai mai tras cu ochiul, nu? Te-ai mai uitat pe YouTube? M-am uitat pe YouTube, da. mă mai uitam la fashion show-uri, mă uitam la diferite prezentări, mă uitam la Victoria's Secret și vedeam și eu cum merg respectivele modele și voiam și eu să arăt așa și voiam și eu să merg așa. Știi că se spune că omul sfințește locul.
Dar să știi că și manechinul sfințește catwalk-ul, da? Podiumul de modă. Este o prezentare, deci acum vreo 2 ani, cred, a fost o prezentare de modă organizată de Versace, in memoriam Gianni Versace. Și la final s-au stins luminile și erau, se auzea așa Gianni furiu, furiu, deci numai cuvinte adresate lui Gianni Versace, te trecea așa cu fiori și se aprind luminile și apar toate, Naomi Campbell, deci 5 modele la 50 de ani, toate îmbrăcate la fel. De obicei la o prezentare de modă, da? Machiajul trebuie să fie unitar, ai văzut un machiaj, le-ai văzut pe toate și te concentrezi pe haine. Aici modelele erau vedeta, ele erau îmbrăcate la fel în rochi aurii. Pentru că reprezentau de fapt viața lui Gianni, nu era pe scenă ca să deci modelul sfințește podiumul de modă. Îl contează foarte mult pentru că atunci când știi să prezinți, personalitatea iese dincolo de haine. Și am văzut astea. Erau manechine care, fără să fie și vedete, persoane publice, dar erau ele, știau să prezinte, publicul le aplauda pe ele. Exact. Pentru că știau să prezinte, abia așteptai să o vezi pe X. Și este o smerenie acolo, care pe de altă parte e cufundată în fiță. Și o fiță cufundată cumva în smerenie și cumva caracterul din spatele celei care este pe scenă iese în afară. Și cumva întotdeauna cea care știe să le combine fița cu show-off și cu smerenia, mai ales în anul 2024, că nu mai suntem în anii 90, când trebuia să fii cu nasul pe sus și să arunci cu papuci în capul menajerei ca Naomi Campbell, câștigă astăzi combinația între astea. Cum stai cu răbdarea? Ai răbdare? Da, mă consider o persoană foarte răbdătoare. Adică eu am elev de vârsta ta și spun, hai să ne uităm la videoclipul X. Te refer la make-up, la academia ta, da, de machiaj. Am elevi, eu am o școală de machiaj, de make-up și la noi totul e practic și vizual. Eu nu stau să dictez și alții să scrie, că asta chiar nu mai e răbdare, nici eu n-am răbdare pentru asta. Dar când vezi imagini și așa, înveți, reții, îți iei atunci o notiță și așa. Dar hai să ne uităm la videoclipul ăsta ca să facem machiajul de acolo. Mă, a văzut un videoclip în 3 secunde. N-a avut răbdare să se uite cap-coadă, să vadă cum se mișcă, să se vadă machiajul din stânga, din dreapta, că era pe portret tot. N-a avut răbdare. Ai avea răbdare să vezi un clip așa? Dacă ar fi un videoclip din care să învăț ceva, m-aș uita la tot. Uh-huh. Dacă ar fi doar așa, ca să mă uit ca idee, aș putea să dau, să grăbesc videoclipul. Da. Uite, de aceea, după părerea mea, fiecare model trebuie să aibă la activ o școală de machiaj, dacă mă întreb pe mine. Pentru că nu știu să-și protejeze pielea, pentru că apare acnea când ți-e lumea mai dragă. Pentru că pe un ten din ăsta special, cum este al tău, dacă apare ceva, nu se mai vede pielea albă de cristal, se văd lucrurile care apar de dedesubt, nu-i așa? Și eu mă pricep la asta și văd lucrurile astea. Ții minte, te învață bine, da? Da, exact. Și după părerea mea, fiecare, și poate Mirel, acum că avem două modele și vorbim despre lumea de modeling și vorbim despre piele și la vârsta asta, poate, Mirela, te gândi la o soluție pentru cele care fac modeling și să vină să învețe la tine machiaj și să învețe la tine igienă, pentru că ajungi să nu te mai ocupi, ai totul la dispoziția ta și trebuie să te ocupi de piele în loc să te ocupi de modeling. Bună idee. Eu am început să predau încă de când eram elevă a unei școli de make-up. Am început să predau machiajul manechinului. Păi, poate faci loc casa, în tot ce faci tu, poate faci loc la o tranșă. Dar la nu s-a făcut de mult așa ceva, ar fi cazul. Ceva nou, pentru că, de exemplu... E nou acum, chiar dacă... Mai ales că tu chiar ai făcut-o în urmă cu ani și mă uit, pentru că noi am mai făcut interviuri și toată lumea are o situație cu pielea, nu știu ce să facă cu ea. Sau primim răspunsuri cum ni s-a întâmplat, am acne de două luni și acum mi-a trecut, sunt foarte bine. Ori ea urmează să erupă. E păcat. Este pur și simplu păcat, pentru că ceea ce cum arată pielea arată perfect și începând de mâine pielea nu mai este perfectă. Chiar nu-i nevoie să te ocupi în pubertate de aspectul pielii. Mai bine te ocupi de cum să ai grijă de piele. Prevenție. Sau dacă ai izbucnit ceva să știi cum să o ține pe loc.
Cred că ar trebui, ca și contribuție, Mirela, cred că ar trebui să intri pe domeniul ăsta, dacă mă întreb pe mine. Să revin. Să revii și să reintri și să re... Da. Să revenim un pic la ea. Ce zodie? Capricorn. Talent. Când? În ce zi ești tu? Pe 11 ianuarie. Deci la anul. Da. Faci 15 ani. Mergi la Miss Boboc acum, că ești a noua? Nu te bagi? La noi, la liceu, încă s-a amânat balul și nu știm dacă o să țină. Auleu. Păi de ce? Se amâne așa frumusețe de moment? Păi de ce? M-am înscris la Miss, doar că directoarea nu este sigură dacă să accepte ofertele de la localurile unde am putea să facem. Poate să coste mult. Nu știu exact care este motivul, doar am primit de la profesoare mesajul că balul se va amâna și că nu se știe când. Am fost în juriu la câteva baluri de boboc, a noua, în februarie, să știi. Da, știu, doar că la noi nici nu s-a dat o dată, adică nici nu s-a spus dacă o să se mai țină sau nu. Uh-huh. Dar dacă se ține, cu siguranță mă voi duce. Ești Capricorn. Culoare preferată? Albastru. Albastru. Dintre alb și negru? Alb. Alb. Ce răspuns frumos. Ce înseamnă alb? Pentru mine înseamnă puritate. Și toate culorile. Deci când amesteci toate culorile curcubeului, obții alb. Îți plac toate culorile, de fapt. Da. Și alb. Da. Și să revenim la prezentarea pe care ai făcut-o. Deci ai tras cu ochiul pe YouTube, ai încercat și tu să acasă, nu bănuiesc că ai imitat un pic. Da. Cine s-a uitat? Mama, tata, fratele? Cine mama ți-a fost public? Mama. Ce-a zis mama? M-a spus că e mândră de mine și că crede că am o șansă. Ea era foarte încrezătoare, da. Eu nu prea, dar da, până la urmă a avut dreptate. Ai sub burta, pieptul în față, cum a mers treaba de atitudine? Mie mi se pare că a mers destul de bine, pentru că de multe emoții aveam, chiar am reușit să nu arăt asta, am reușit să mă calmez și când am urcat pe scenă nu m-am mai gândit la nimic, da, decât la cum să merg și cum să pozez, chiar dacă era prima dată. Da. Ai pozat înainte? Ți-ai făcut niște experimente de pozare? Cine ți-a făcut pozele? Mami? Nu. M-am uitat eu în oglindă, am văzut ce arată cel mai bine, cum arată cel mai bine rochia, da, și pe acele am făcut și pe scenă. Care a fost rochia pe care ai purtat-o? Am avut o rochie albastră, simplă, lungă. Da. Toate fetele au avut ceva cu sclipici, au avut ceva care este în evidență. Eu nu am știut exact ce să-mi cumpăr. Da? Și mi-am luat rochie simplă. A fost cu rochia ta? Da, toată lumea a venit cu rochia lor. Da. Și mi-am luat o rochie care e un pic mai închisă decât culoarea ochilor mei și îmi complementa ochii. Și niște sandale, de fapt niște tocuri cu pietricele. Ce număr ai la pantof? 37. De copil, mă. De copil, cine mai are 37 la înălțimea asta? Foarte rar. Doar un copil. Foarte rar. E copil. Wow. Noi aveam 37 la vârsta ei. La vârsta ta aveam 37. Tu n-ai întrebări să ne pui? Ba da, chiar am. Ia, am în legătură cu machiajul chiar. Mereu m-am întrebat cum pot să aplic pudra peste corector fără să se formeze linii sub ochi. Odată trebuie să-ți pregătești bine tenul, adică să fie curățat bine, hidratat, da? să ai pielea pregătită pentru machiaj, pentru că dacă nu-ți faci o exfoliere cum trebuie, știi că imaginează-ți că vrei să pui fond de ten pe coajă de pâine. Nu intră, nu, se freacă așa, se face o frecție pe deasupra, n-are cum să intre. Coaja de pâine nu primește, așa și tenul neexfoliat. M-am exprimat bine? Foarte. Da. Deci tenul tău trebuie pregătit pentru make-up. După aceea, produsele pe care le folosești trebuie să fie de calitate. Adică corectorul ăla trebuie să fie și hidratant și emolient, iar cu pudra nu faci abuz, trebuie să pui foarte puțin. Eu întotdeauna recomand aplicarea pudrei cu o dischetă, o cotonetă, o dischetă din vată, pentru că aplicăm igienic și o aruncăm după aia, nu murdărim pudra cu nimic și fiind din vată, nu se încarcă ca atunci când ar fi un burete.
sau un puf din catifea, știi? E mai aerisită puțin. E un truc. Într-adevăr, se fac linii fine sub ochi, chiar dacă ai 15 ani, mulți asociați, multe femei asociază asta că, a, că mi-ai făcut mie riduri. Nu, nu ți-am făcut ție nimic. Pur și simplu e o configurație. Dar trebuie pusă cremă înainte. Să nu pui nimic pe o piele deshidratată sau nepregătită, că atunci se strânge. Și la fel sunt cutele nasogeniene pe care putem vedea uneori că se sparge fondul de ten. E un truc, pe zona asta combinăm fondul de ten cu puțină cremă de ochi. Tratăm ca și când ar fi pielea ochilor și atunci nu mai crape. Un truc foarte bun. Am înțeles. Mulțumesc mult. Plăcere. Altă întrebare? Da. Ce culoare credeți că este cea mai frumoasă pe o femeie la buze? Cel mai frumos tip de ruj este cel în culoarea buzelor. Mie nu-mi place, am învățat de la Narcisa Suciu, să ai un ruj roșu și atunci când vorbești să se vadă până aici și până se vadă interiorul roz mai închis. Da. E frumos să-ți alegi un ruj roze în nuanța buzei în interior, ca să nu se vadă că ai un ruj. Iar dacă folosești un roșu sau altă culoare, trebuie să ai grijă cum vorbești, ca să nu se vadă ciudat. Dar în nuanța buzelor, o textură frumoasă, mi se pare perfect. Am înțeles. Eu am o întrebare, am văzut că ai gesticulat și pe mâna dreaptă am văzut că ai un inel pe care nu l-am văzut până acum. Ce inel e ăsta? Mirela, chiar nu-l cunosc și pare un inel exotic așa, ușor oriental. Mulțumesc, este un cadou de la Romanița. Romanița Evan. E Romanița Evan, da, mi-e mulțumesc de ea. Mi l-a făcut cadou, nu știu, cred că are 20 de ani, wow, de când mi l-a adus de la Dubai. Se vede că e... Da, are un aspect așa răbesc. Da. Și îl port cu drag și când lucrez cu modele, nu știu, mi-aduc aminte de Romanița automat și de inel și îl port. Wow, ce frumos! Tu ce folosești când mergi la școală? Te machiezi? Când mă duc la școală, prefer să nu îmi pun nimic pe ten decât cremă de față și în rest folosesc mascara și îmi fac sprâncenele cu un creion simplu, maro. Deci, mai spune o dată ce faci? Dau cu cremă de față hidratantă. Așa. Pun mascara la ochi. Atât, da. Fac sprâncenele cu un creion simplu maroniu și îmi dau pe buze cu balsam. Și restul feței? Restul feței nu aplic nimic, deoarece nu consider că la școală trebuie neapărat să arăți într-un anumit fel. Pe mine nu mă interesează la școală. Pe mine mă interesează afară. A, afară? Da, când ieși afară din casă, cu ce îți protejezi tu tenul? Cu o cremă? Crema nu e o protecție, crema este aplicată cu scop de hidratare, întreținere. Dar protecție? Folosesc SPF atunci când este soare, atunci când nu este, nu prea folosesc, dar știu că ar trebui. Da, nu vreau să te cer că nu e cazul, aici, aici vorbim ca între fete. Este nevoie atunci când ieși din casă de un strop de fond de ten sau un BB cream ca să-ți protejezi pielea. Statistic s-a dovedit că o persoană care poartă, care folosește fond de ten după 20 de ani arată mult mai bine decât o persoană care nu poartă. Fetele care nu folosesc fond de ten la un moment dat încep să aibă ten ca de băiat. Face cupe roză, devine injectat, arată bătătorit, bătut de soare, știi? Atacat. Îți dau exemplu fetele trupei Andreea Bănică și Andreea Antonescu. Nu mă interesează vârsta pe care o au ele acum. Pot să spun că atunci când se demachează, pielea lor are 11 ani. Atunci au început să se mancheze și au avut grijă de pielea lor și în timp textura pielii lor s-a conservat și este superbă. E ca și când ai fi stat sub umbrelă de soare toată viața. Deci fondul de ten este ceva bun care îți menține ce ai acum.
a aplica un fond de ten dimineața și a-l demachia seara face parte din rutina de întreținere, asta nu înseamnă că trebuie să fii extrem de fardat. Este vorba doar de o protecție. Condiția necesară și suficientă pentru a ieși din casă sunt, cum ai zis tu, o mascara pe gene, un creion pentru sprâncene, un gloss de buze, că la nimic nu repară buzele mai bine decât glossul, și aș adăuga eu un strop de BB cream cu filtru 50. Există. Eu tot vorbesc, care este potrivit, iar tu ai descoperit produsul, care și costă cât trebuie și arată cum trebuie, care chiar ar trebui recomandat la vârsta asta. A mai fost înaintea ta în emisiunea noastră de data trecută, Erica, tot model, am reușit să o aducem în emisiune cu ajutorul Raluca Soare și am învățat-o. Ea era cu, mă rog, ea ne-a întrebat dacă să amestece fondul de ten cu o cremă cu filtru. Și am zis, da, îți iei direct un BB cream cu filtru 50. Și am recomandat un produs corean și am învățat-o să și-l achiziționeze. Se întâmplă un fenomen pe care eu l-am văzut foarte des. Foarte des. Vorbești unui om și îi spui, trebuie să previi acnee, riduri, deshidratare. Și acea persoană se uită în oglindă și vede că e bine. Și să știi că asta pățesc fetele frumoase. Fetele frumoase consideră că sunt frumoase și nu au nevoie de nimic. Se culcă pe ureche și când cade fața, cade zdrang. Se aude. Și e mai greu să recuperezi. Uite-te și tu, cele mai mari frumusețe ale lumii nu s-au îngrijit neapărat. Îți dau exemplu Brigitte Bardot. Da? E praf. Nu mai arăta. Nu. Bine, are și 100 de ani aproape, nu, dar e praf de ani de zile. Nu. Deja, pe măsură ce a avansat în vârstă, tenul ei s-a degradat galopant, pentru că n-a știut ce să-i facă în comparație cu colegele de generație, care poate n-au fost atât de frumoase, dar au avut grijă de ele. Ce părere ai despre acne? Eu... O vezi în jurul tău? În jurul epidemie. Meu, da, în jurul meu, da, văd. Și? Ești ca Riciu? Nu mă atinge? Da, doar că mi-e frică că o să ajung acolo, deoarece nu prea am găsit până acum produse, creme de față sau de curățare a feței care să nu mi-atace fața sau tenul. Simți ceva când te demachezi? Are o piele foarte sensibilă. Are o piele foarte sensibilă care reacționează de dedesubt. Să vedem și sub. Să facem o listă de produse, până nu te lăsăm. Da, toate produsele pe care le aplic pe fața mea, de obicei îmi fac iritație la ochi, sub ochi sau pe lângă buze. Și de atunci mi-a fost frică să încerc alte produse noi ca să nu ajung la acne. Și am folosit apă, am folosit un produs de la CeraVe, de curățarea feței, și cremă de față tot de la CeraVe. Și tot nu te-ai simțit bine? Nu mi-a dat un rezultat neapărat pozitiv. Am rămas cum eram înainte. Ai observat vreodată că sub o piele aparent ca un porțelan se așează niște lucruri care apar de dedesubt, care apar aparent ca niște boli, ca niște puncte de, nu de grăsime, că e mult spus la o față care nu este grasă, dar vezi ca niște asperități care cresc de dedesubt și care aparent ele sunt încă ok, se manifestă printr-un fel de roșeață ciudată pe din afară și pielea nu arată așa cum ar trebui să arate. Ai observat chestia asta vreodată? Da, cred că știu și cum se numesc. Nu se numesc cumva comedoane sau ceva? Încă n-au ajuns acolo, dar da, ele apar. Am înțeles. Și tu dormi mai mult pe partea dreaptă? Da. Da, tu dormi pe partea dreaptă. Să știi că nu există, mă scuz, Tea, că tu mereu spui așa, nu există, Tea spune, nu există produse proaste. Există produse care nu sunt pentru tine. Trebuie să identifici întâi tipul de ten și cum mai zici tu, testing. Exact. Să testezi ca să vezi ce ți trebuie. Și cel mai bine este să te ocupi de asta înainte ca lucrurile să erupă. De obicei erup ori pe frunte, ori nu știu unde. La unii oameni pot erupe pe partea pe care ei dorm. Și se văd lucrurile astea, fiindcă așa cum și Mirela îți răspunde în somn legat de make-up, și ea este o specialistă și a pielilor, numai pe make-up, alții sunt specialiști și au specializare pe o manifestare specifică a pielii, în așa fel încât după aceea să te poți machia și să arate pielea ok. Iar tu ai o piele de tip porțelan, ai o piele perfectă,
atrage atenția cu treaba asta și dacă cumva apare ceva pe piele, lumea nu mai vede porțelanul, vede acea mică imperfecțiune care chiar nu are ce căuta pe piele ca a ta. Mai ales când ai acces la cunoștințe și la... Astăzi nu mai este cum era pe vremea lui Pazvanti, astăzi chiar poți găsi informațiile acolo unde trebuie să ele găsite și te așteaptă o carieră de model care chiar trebuie să te ocupi de modeling, nu de alte povești pe lângă, știi? Deci după ce ai fost la Raluca, la Raluca Andrei în concurs, ai câștigat, ți s-a schimbat viața? Da, pentru mine chiar da, pentru mine a semnat foarte mult acel concurs, pentru că după am fost chemată la mai multe prezentări de către Raluca Andrei, uh-huh. M-a luat cu ea peste tot și m-a învățat tot ce știu acum. E foarte important, nu? E un mentor, Raluca. Dă-ne exemplu despre ce ai învățat. Am învățat cum să merg. Adică nu mai, să zicem, țopăi. Ce scumpă e, de ce scumpă, e ceva. Nu mai țopăi. E o scumpă, da? Da, nu ieri am auzit la prezentare acest termen, spus de către Alinga Lățescu, unei fete, care a spus că să nu mai țopăie pe... Aole, deja îmi imaginez. În fața oamenilor. Și... Ăsta e coroziv, ăsta când scoate ceva. Mi-am dat ceva... seama că și... Nu, Aline este specialist în expresii personale, da. Personalizate. Da, da, da. Da, și m-am învățat cum să merg, m-am învățat cum să pozez, m-am învățat de unde vin camerele, la care cameră să mă uit. Oh, ce tare! Cum se numesc. Cum să stai la poză, da, cum să ții la mâinile. Exact. Uh-huh. Și sunt recunoscătoare pentru tot. Dar știi că lumea te întreabă și te învață, dar tu trebuie să vii cu o dezvoltură. De unde ai luat dezvoltură? Sincer, nu știu să răspund la această întrebare. Adică eu învăț foarte ușor tot ce mi este spus și recepționez repede, doar că după este mai mult, vine ceva de la mine. Adică dacă îmi place și mă pasionează, o să mă dezvolt în această parte, dar dacă nu îmi place, dacă nu mă simt în largul meu, nu. Și atunci bănuiesc că am luat de la toată lumea câte ceva și le-am făcut într-un fel în stilul meu. Și până la urmă au ieșit așa cum îmi doream. Și ce a venit de la Raluca, ți-a fost ușor, da, să transformi, da, stilul ea, tău? Da, ea practic mi-a dat așa un început, iar eu de acolo am început și m-am dezvoltat în stilul meu. Contribuie faptul că ai încredere completă în Raluca? Da. Dacă nu, nu făceam ce îmi spunea și nu ajungeam unde am ajuns. Adică, oricum, eu mereu am încredere în oameni, am încredere în oricine, dar dacă la un moment dat îmi este trădată încrederea, nu. Adică îi dai un om nota 10 în start, da, și vezi tu dacă rămâne corigent. Da. Da, nu-mi place să am o impresie proastă despre de cineva pe care nu-l cunosc. E un copil extraordinar. Cred că crești singură. Cred că pur și simplu ai tăi s-au trezit cu floarea lângă casă și crești singură pe acolo. Este și ceea ce are acasă, dar uite-te la ea ce material. Țineți un jurnal de model, că ești la început de drum, fă-ți un caiet. Acea idee bună. Și să-ți ții un jurnal de model, să-ți treci datele... Când ai prezentat, designerul rochea, pune și o poză acolo, să vezi ce bine o să funcționeze în timp lucrurile astea, să vezi evoluția ta și la final să știi că va fi o carte. Nu m-am gândit niciodată la asta, este o idee foarte, foarte frumoasă. Țineți un jurnal, n-a spus-o nimănui, să știi, dar tu ești inspirațională, pentru că ai spus că citești. Și atunci să mai citească și alții întâmplările pe care le trăiești. Și e ușor asta să combini cu fotografii, adică chiar poți vedea, sau cu video, pentru că chiar poți vedea pe atitudine, pe atitudinei totul, pe, cu asta cucerești, de fapt. Spune-ne, te rog, ce vis ai tu pentru zona asta de modeling și ce vis au părinții tăi pentru zona asta de modeling? Eu nu sunt neapărat convinsă că o să reușesc. Sper, dar nu sunt convinsă, pentru că am încredere în mine, dar mereu o să mă limitez singură și într-un fel asta m-a ajutat să evoluez. Eu sper să, nu știu exact, să ajung
acolo unde îmi doresc, adică... La Paris? Să stau, da, dar să ajung acolo unde mă simt eu în regulă, unde mă simt eu în largul meu. Să unde mă simt. Ai vârsta foarte inclusă. Bună pentru Paris. A fi model nu înseamnă a renunța la școală, ține minte asta. Ai timp să faci toate facultățile din lume. Axează-te pe modeling pentru că este exact vârsta de Paris. Mai ai un an de experiență, după care un model de 16 ani poate lucra foarte bine. Ai o față foarte bună pentru reclamă. Dacă mai crești înălțime, ar fi foarte bine, dar fața este foarte bună pentru beauty. Reclame. Și pielea, textura pielei. Textura pielii. Ești bună pentru reclame din zona produselor cosmetice, produselor cosmetice decorative. Ai o tipologie frumoasă, cu ochi albaștri și ten bej, este foarte rar. Ai să vezi foarte multe fete cu ochi albaștri la Paris, dar cu piele albă sau roz, culoarea ta nu, pentru că așa suntem noi aici. Trebuie doar să te ții și să știi că dacă vei lucra la Paris, nu înseamnă că te și muți acolo. Vii aici și termini școala și studiile. Trebuie să înveți, treci în jurnal Target, da? Deci fă-ți jurnalul ăla. Sport faci în continuare? Eu am renunțat la handbal. Nu mai simțeam în largul meu, nu mai simțeam de parcă am loc acolo, dar m-am apucat de dansuri, acum fac dansuri sportive. Ah, păi foarte bine. E chiar mult mai bine decât, pentru că dezvoltă feminitatea exact ce ai nevoie. Da. Dansuri sportive și un pic balet, pentru că atitudinea din balet este ceva care nu poate fi înlocuit de absolut nimic altceva. Dansurile sportive deja folosesc mult masă musculară și e partea aia de băiețel din noi. Dar partea de balet te obligă, vrei nu vrei, la partea de feminitate, care aia îi rupe de fapt pe scenă. În încheiere aș vrea să-ți amintesc că în jurnal trebuie să notezi că ai trecut pe la noi, să pui și o captură de ecran. Cam și, așa ceva. Da. Și te mai așteptăm. Și să rogi pe Mirela să faci cu ea un curs de machiaj, pentru că odată ce vei face acest curs, vei învăța ce să faci cu pielea. Dacă ajungi să ai nevoie de mai mult, sunt eu aici, dar în primul pas ai nevoie de Mirela dacă vrei să ai parte de pielea asta mulți ani de acum încolo și să treci prin pubertate fără alte interferențe cu alte zone de care crede-mă că nu vrei să auzi de ele. Da. Am ajuns la final. Eu sunt Mirela Vescan, îmi iau la revedere de la voi. Și eu sunt Tea, împreună suntem Meet Influencer, ne întâlnim cu drag săptămâna viitoare. La revedere!